Auzi, Ioan, o liniște de mormânt s-a așternut în sala de judecată. Îți zic, Ioan, dacă stai aproape, o să ai același succes ca mine. Succesul necesită timp. Secretul lui Socrate. Despre asta e vorba, Ioan. Secretul. Secretul este în a citi. Un șmecher citește cărți, Ioan. 6 cărți am citit săptămâna asta. Sigur. Dacă vrei să ai succes, trebuie să citești. Mai muncești, dar mai citești. Nu renunța la citit. Cititul e aur. De-aia avem așa mulți clienți. Da, profesor. Pentru că citim. Bravo! Dacă citești, o să ajungi cel mai bun frizer, Ioan. Exact ca mine. Am făcut greu. Am clădit greu imperiul ăsta. Dar vei avea succes. Stai aproape. Auziți, domnule profesor? Ia zi, Ioan. De cât timp stau eu aici la frizerie? De 2 săptămâni. N-ați primit niciun client. Bună întrebare, Ioan. Ești deștept. Ține minte. Pagina 97. Niciodată nu renunți. Nu vă supărați, domn profesor, dar eu aș vrea să învăț săptămâni și nu vreau să merg la o frizerie unde pot să învăț săptămâni și oamenii se tundă ca să pot să învăț. Foarte bine, Ivan. Nu știu ce-i cu tine, dar mă soliciți. Pagina 25, Ioan. Repetiția e mama învățătorii. Rămâi aici și stai aproape. Domnule profesor, cred că dumneavoastră ați uitat, dar eu sunt ucenic de 6 luni. 2 săptămâni au fost acum, dar toată vara nu prea am învățat să pun. Ioan, în spatele norilor mereu e soare. Când norii o să se dea la o parte, o vezi ușa aia? O să se rupă. Domnule profesor, în ultimele 6 luni din ăștia 2 ani de zile de când vin la această frizerie și mă tot rog de dumneavoastră să tund pe cineva. Bă, dar ce sunt eu, mă, Dumnezeu? Bă, după ce că-ți dau șansa să stai la mine în frizerie, să dai o mătură cinstit, să faci ceva cu viața ta, că n-ai făcut nimic până acum. Asta este și problema, că dau numai cu mătură. Îți dau viziune, îți dau speranță. Și tu ce faci, mă? Bă, alivie! Gata, bârși, să nu te doare.